Capitolul 4, subcapitolul Barza. Luni, 28 martie. Într-o dimineață de vreme, gâștele sălbatice care dormeau în picioare pe gheața apei Vomșo se văzură deșteptate de niște strigăte ascuțite care veneau din cer. Tririp, tririp! Se auzea strigând. Cocorul Trianut o salută pe gâsca sălbatică Aca și cârdul ei și îi dete de știre că mâine este dansul cel mare al cocorilor la Kullaberg. Aca întinse numai decât gâtul și răspunse: Salutare și mulțumesc! Salutare și mulțumesc! Cocorii își urmară zborul, iar gâștele sălbatice îi mai auziră încă mult timp chemând și anunțând deasupra câmpiilor și a pădurilor: Trianut vestește că mâine este dansul cel mare al cocorilor pe Kullaberg! Gâștele sălbatice fură foarte mulțumită de această solie. Ai noroc, zise rele gâscanului alb, să vezi dansul cel mare al cocorilor. Oare atât de minunat e să vezi jucând cocorii? Întrebă el. Este ceva de neimaginat, răspunseră gâștele. Trebuie să ne gândim ce avem de făcut cu statul palmă mâine, ca să nu-i se întâmple vreo nenorocire în timpul când vom fi la Kullaberg, zise Aca. Statul palmă nu o să rămână singur, răspunse gâscanul. Dacă cocorii nu-i permit să vină la dansul lor, nu am să merg nici eu. Nici o ființă omenească n-a asistat încă la adunarea animalelor pe Kullaberg, zise Aca, așa că nu aș îndrăzni să-l duc acolo pe statul palmă. Dar despre asta o să vorbim mai târziu. Trebuie să ne gândim mai întâi să găsim ceva de mâncare. Aca dădu semnalul de plecare. Și de data aceasta își duse ceata să pască foarte departe, din pricina vulpii Smir, și gâștele nu se coborâră decât pe câmpiile mlăștinoase la miază zi de Glimmingehus. Nils petrecu toată ziua așezat la marginea unei mici bălți, cântând din fluier. Era cam fără chef, pentru că nu voiau să-l ducă să vadă dansul cocorilor. Nu adresă niciun cuvânt, nici gâscanului, nici gâștelor. Era jignit de faptul că Aca nu avea încredere în el. Când un băiat renunțase să devină om pentru a călători cu niște sărmane gâște sălbatice, ele trebuiau să înțeleagă că el nu avea de gând să le trădeze. Când jertfise tot pentru a le urma, datoria lor era să-i arate atâtea lucruri minunate cât le era cu putință. Trebuie să le spun ceea ce gândesc, mormăi el, dar ceasurile treceau fără să se poată hotărâ să le spună. Pare ciudat lucrul acesta, dar el simțea un fel de respect față de bătrâna gâscă călăuză. Nu puteai să te răzvrătești împotriva voinței ei. Câmpia mlăștinoasă unde pășteau gâștele era mărginită de o parte de un zid lat din pietre. Către seară, când băiatul ridică capul să vorbească cu Aca, ochii căzură pe acest zid. Scoase un țipă de mirare și toate gâștele ridicară ochii și începură să se uite în aceeași direcție cu băiatul. În primul moment, ai fi zis că pietrele cenușii din care era clădit zidul aveau labe și alergau. Însă, îndată văzură că erau cete de șoareci care treceau pe creasta zidului. Alergau repede și rândurile lor erau atât de strânse și numeroase încât acoperiră zidul câtva timp. Băiatul se temea de șoareci încă de când era mare și voinic. Acum îi era și mai frică. Era așa de mic că doi sau trei șoareci l-ar fi dat gata. Fiorii trecură de-a lungul spatelui. Lucru ciudat, gâștele păreau să aibă aceeași groază de șoareci. Ele nu-i ziseră niciun cuvânt, iar după ce trecură șoarecii, se scuturară ca și cum ar fi avut noroi pe penele lor. Ce de șoareci suri afară, zise Ixi de Vașior. Nu e semn bun. Nils crezu că e timpul potrivit să-i spună lui Aca că ar trebui negreșit să-l lase să meargă cu ele la Kullaberg, dar fu împiedicat de sosirea unei păsări foarte mari. Văzând-o, ai fi zis că am împrumutat corpul, gâtul și capul de la o gâscă mică albă. Dar pe lângă acestea își mai luase niște aripi mari negre, picioare roșii, înalte și un cioc lung, gros, prea mare față de capul ei mic. Acest cioc greu
o făcea să-și plece capul înainte, ceea ce îi dădea o înfățișoare îngrijorată și melancolică. Aca își potrivi iute zimții aripii, salută cu gâtul de mai multe ori și înaintă în întâmpinarea berzei. Nu se miră că o vedea de pe acum în Scania, căci știa că primăvara berzele de parte bărbătească sosesc de timpuriu, vin să se încredințeze dacă cuiburile lor n-au pățit prea mari stricăciuni de-a lungul iernii, înainte ca cele de parte femeiască să se pregătească pentru obositoarea călătorie peste Marea Baltică. Dar fu mirată că barza venea la ea, căci berzele de regulă nu vizitează decât păsările din rasa lor. Sper că n-ai găsit cuibul dumitale în stare proastă, domnule Ermenrich, zise Aca. Încă o dată se văzu că nu e minciună când se spune că o barză nu poate să deschidă ciocul fără să geamă. Aceasta părea cu atât mai plângătoare cu cât simțea o mare greutate în a lega cuvintele. Câtva timp plescăi din cioc până să înceapă să vorbească cu o voce răgușită și slabă. Se plângea de toate. Cuibul așezat pe vârful castelului Glimmingehus fusese foarte avariat de furtunile din timpul iernii, apoi în ziua de azi nu mai e cu putință să găsești ceva de mâncare în Scania. Scanezii devin din ce în ce mai stăpâni pe bunul tău. Ei seacă locurile joase și cultivă mlaștinile. Avea de gând să părăsească ținutul acesta și să nu se mai întoarcă acolo. Pe când barza gemea astfel, Aca, gâsca sălbatică care nu găsea nicăieri o crotire și adăpost, nu se putu opri de a gândi. De aș fi așa fericită ca dumneata, domnule Ermenrich, mi-ar fi rușine să mă vait. Dumneata ai rămas o pasăre sălbatică și liberă, dar totuși te înțelegi atât de bine cu oamenii, încât nimeni nu ar trage cu pușca în dumneata. Nici nu ar fura vreun ou din cuibul dumitale. Dar păstră pentru ea aceste gânduri. Spuse numai că nu putea crede ca o casă locuită de familia sa de la clădirea ei să fie părăsită. Barza întrebă deodată dacă gâștele văzuseră șoareci suri care se îndreptau spre Glimmingehus. La răspunsul afirmativ al lui Aca, domnul Ermenrich îi povesti istoria vitejilor șoareci negri care timp de atâția ani au apărat castelul. Dar în noaptea aceasta, Glimmingehus o să cadă în puterea șoarecilor suri, încheie el cu un suspin. De ce în noaptea aceasta, domnule Ermenrich? Întrebă Aca. Toți șoarecii negri au plecat ieri seară pentru a sosi la Kullaberg, convinși că au să meargă și toate celelalte animale. Dar, după cum vedeți, șoarecii suri au rămas acasă. Acum ei se adună pentru a pătrunde la noapte în castel, care nu este apărat decât de câțiva șoareci bătrâni ce nu au putut merge până la Kullaberg. Șoarecii suri vor izbândi, dar am trăit atâția ani cu șoarecii negri încât nu îmi place să locuiesc cu dușmanii lor. Aca înțelese foarte bine că barza, întărâtată de felul cum au lucrat șoarecii suri, venise la dânsa ca să-și mai ușureze inima. Dar, după obiceiul berzelor, nu făcuse fără îndoială nimic ca să preîntâmpine nenorocirea. Ai trimis o solie la șoarecii negri, domnule Ermenrich, zise Aca. Nu, la ce bun? Nu ar avea timp să se întoarcă înainte de asediul castelului. Nu este tocmai sigur, domnule Ermenrich, zise Aca. Cunosc o gâscă bătrână sălbatică care nu așteaptă altceva decât să împiedice o astfel de nenorocire. La aceste cuvinte, barza ridică capul și o privi pe Aca cu ochi mari. Într-adevăr, bătrâna Aca nu avea nici gheare, nici cioc bune pentru luptă. În afară de aceasta era o pasăre de ziua. Îndată ce venea noaptea, era moartă de somn, vrând nevrând. Pe când șoarecii luptau foarte bine pe întuneric. Aca însă se hotărâse să vină în ajutorul șoarecilor negri. O chemă pe Ixi de Vajor și îi porunci să conducă gâștele la Vorubjo. Aceasta, împotrivindu-i se, ea răspunse cu autoritate. Cred că e mai bine pentru noi toate ca să mă ascultați. Trebuie să zbor până la casa cea mare de piatră și dacă mă însoțiți, nu se poate ca oamenii de la fermă să nu ne vadă și să nu tragă în noi. Singurul pe care am să-l iau cu mine va fi statul Palmă. O să-mi fie de folos, căci are ochi buni și poate sta treaz noaptea. Băiatul era în această zi cam îndârjit,
auzind cuvintele spuse de Aca. Se înălță ca să se facă cât mai mare și înaintă cu mâinile la spate și cu nasul în vânt ca să spună că nu voia deloc să se bată cu șoarecii. Ar face mai bine Aca să-și caute în altă parte un tovarăș. Dar abia se arătase băiatul și Barza a început să se însuflețească. Până atunci a stătuse cu capul plecat, cu ciocul sprijinit pe gât, după obiceiul berzelor. Când deodată se auzi un gâlgâit în fundul gâtului ei, ca și cum ar fi râs. Repede își întinse ciocul, îl apucă pe băiat și îl aruncă în aer la o înălțime de 2 sau 3 metri. Și repetă acest joc de 7 ori la rând, fără să ia în seamă urletele băiatului, nici sâsâitul gâștelor care strigau: "Ce te-a apucat, domnule Ermenrich? Nu e broască, eu nu om, domnule Ermenrich." Barza în sfârșit îl puse pe băiat jos de afăr. Apoi, întorcându-se către Aca, îi spuse: "Mă întorc la Glimmingehus, mamă Aca. Toți locuitorii de acolo erau foarte îngrijorați când i-am lăsat. Poți să fii încredințată că o să se bucure când vor afla că Aca Gâsca Sălbatică și nodul de statu palmă vor veni să-i scape." Zicând aceste cuvinte, Barza își lungi gâtul, întinse aripile și zbură ca o săgeată care pornește dintr-un arc foarte bine întins. Aca înțelese foarte bine că domnul Ermenrich își bătea joc de ea, însă se făcu că nu înțelege. Așteptă ca băiatul să-și adune papucii care-i căzuseră din cauza berzei, apoi îl urcă pe spatele ei și se luă pe urmele berzei. Pe de altă parte, băiatul nu se împotrivi și nu scoase niciun cuvânt despre gândul ce-l avea, și anume de a nu merge. Era atât de furios pe Barză că sufla pe nas de mânie. Acest soi de pasăre mare cu picioroange roșii își închipuia desigur că Nils nu e bun de nimic pentru că era mic, dar îi va arăta de ce este în stare Nils Holgersson din vestia Vemmenhög. Câteva clipe mai târziu, Aca se așeză pe cuibul cel mare de Barză de pe Glimmingehus. Acesta era un cuib mândru, era așezat pe o roată și se alcătuia din mai multe pături făcute din crăci și din iarbă. Era așa de bătrân încât un mare număr de plante și buruieni prinseseră rădăcini pe el. Și când mama Barză își clocea ouăle în fundul rotund din mijlocul cuibului, ea nu numai că se bucura de vederea unei bune părți din Scania, dar avea sub ochii ei răsuri și flori de urechelniță. Cum aruncară ochii dintr-o dată, Aca și băiatul își dădură seama că în toată casa domnea o mare zăpăceală. Pe marginile cuibului stăteau 2 ciufi, o pisică cenușie bătrână și o duzină de șoareci gârbovi cu dinți ieșiți în afară și cu ochii plângători. Nu erau animale din acelea pe care se le găsești de obicei trăind în pace între ele. Niciunul din aceste animale nu se întoarse să o privească pe Aca și să-i zică bun venit. Cu totul absorbiți, urmăreau cu ochii șirurile lungi, sure, care se zăreau pe câmpul despuiat de iarnă. Șoarecii negri, muți, erau cufundați într-o deznădejde adâncă. Își dădeau bine seama că nu puteau apăra nici propria lor viață, dar mite castelul. Cei 2 ciufi roteau ochii rotunzi, își îndreptau într-o parte și alta ochelarii lor de pene și vorbeau cu o voce sinistră și aspră despre marea cruzime a șoarecilor suri. Se vedeau siliți să-și părăsească cuibul, căci auziseră spunându-se că șoarecii suri nu le cruță nici ouăle, nici puișorii. Bătrâna pisică tigrată era sigură că șoarecii suri o vor omorâ, pentru că sosea un număr așa de mare. Ea nu făcea altceva decât să-i cicălească pe șoarecii negri. "Cum de-ați făcut prostia să lăsați cei mai buni războinici să plece? Cum ați putut să vă încredeți în șoarecii suri? Este de neiertat!" Cei 12 șoareci negri nu răspundeau nimic, dar Barza, cu toată supărarea ei, nu se putu opri de a nu o necăji puțin pe pisică. "Nu te teme, motane," zise ea. "Nu vezi că mama Aca și statul Palma au venit să salveze castelul? Poți fi sigur că vor izbândi. Acum mă pun să dorm și sunt în liniștea cea mai deplină. Mâine, când mă voi deștepta, desigur că niciun șoarece sur nu va mai fi în Glimmingehus." Băiatul clipi din ochi către Aca și-i făcu semn că ar vrea să împingă și să trântească la pământ Barza, când va adormi într-un picior pe marginea cuibului. Dar Aca îl reținu. Ea nu părea deloc supărată.
Ar fi trist dacă la vârsta mea nu aș ști să ies din încurcături chiar mai grele decât aceasta. Numai dacă perechea de ciufi care pot sta fără să doarmă toată noaptea ar vrea să ducă câteva solii din partea mea, cred că totul ar merge foarte bine. Ciufii se arătară gata să împlinească ordinele sale. Aca însărcină pe tata ciuf să se ducă la șoarecii negri care erau plecați și să le spună să se reîntoarcă îndată. Soția ciufului a fost trimisă la Flamea, buvnița, care locuia în catedrala din Lund. Ea trebuia să-i ducă o solie atât de tainică încât Aca abia îndrăzni să-i șoptească încetişor.